Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem unboxing la jocul Uptown de la Trefl. Este jocul pe care eu l-am comandat de pe site-ul celor de la Ozon. Am să vă las link în descrierea acestui clip, atât către site cât și către joc. Din păcate, la ora actuală este stocul epuizat exact la acest joculeț. Eu am reușit să prind ultima bucată din joc în stoc, dar e probabil ca cei de la Ozon să realimenteze stocul și am reușit să îl prind la o reducere de 42%, astfel luându-l cu 63 de lei și 40 de bănuți în loc de 115 cât era acolo ofertat. Jocul vine țiplat, vine așa într-o cutie destul de micuță, este ușor de luat și în călătorii, de ce nu? Haideți să îi dăm țipla jos și să vedem exact ce conține. Vă spuneam în unboxing-ul făcut de împreună cu comanda de pe Ozon că acest joculeț era semnalat ca fiind singurul din toate jocurile comandate de mine, că ar avea și instrucțiuni în limba română. Pe partea din spate a cutiei nu am văzut, însă sper că în interior să fie un manual cu instrucțiuni în limba română, deoarece acela a fost unul din motivele pentru care l-am și pus în coș. Adică, na. Este de la Trefl, așa arată partea din față a cutiei. Așa se prezintă spatele cutiei, unde vedem că avem ca și limbi, limba germană și limba engleză, cu mici instrucțiuni, mici descrieri, și avem prezentate componente ale jocului. Vârsta minimă recomandată pentru a putea fi jucat acest joc este 10 ani plus. Se poate juca între minim 2 jucători și maxim 4 jucători, iar durata aproximativă a unei partide este de 45 de minute. Și haideți să vedem ce se află mai exact în cutie. Da, se pare că este doar în engleză, din păcate. Probabil nu a fost introdus în categoria corectă, pentru că cei de la Ozon au pe categorii la filtrarea informațiilor, era poți să alegi limba română, engleză, pe ce limbă să fie jocul, și acesta era introdus cum că ar avea și limba română, dar din păcate văd că nu este în limba română. Asta este. Aici avem regulile pe limba engleză. După cum puteți vedea, este așa o cărticică unde ne sunt prezentate regulile jocului, însă dacă stăpâniți engleza ca și bază, atunci cu siguranță vă veți descurca cu un astfel de joculeț, iar aici avem joculețul, bineînțeles, în limba germană. Practic, este vorba despre construirea propriului oraș. Și să vedem. Aici avem, pentru început, am dat folia asta jos, aceste planșe care văd eu se scot de aici. Fiecare jucător va primi o astfel de planșă. Da. Sunt patru astfel de fundații, haideți să le numim străzi fundații, pentru că jocul se numește Uptown, adică oraș în sus, ar veni tradus motamo, creșterea orașului. Aici sunt celelalte două plăci, le tot scot pentru că văd că ies foarte, foarte ușor. Așa și așa. Observ aici că avem și un întâi, ceea ce înseamnă că aceasta este planșa pentru primul jucător. Bun. Avem aici un carnețel din acesta cu notițe.
pentru a ne putea nota punctajul. Mai avem aici un pachet de cărți care vine și el țiplat. Cărți care reprezintă orașul în sine, da? Sunt cu diverse clădiri și, bineînțeles, diverse valori, ca și bănuți. Așa se prezintă. Sunt față verso, din ce observ. Da? Deci sunt pe ambele părți. Aici avem și acoperișuri. De exemplu, calitatea, nu v-am spus, calitatea plăcilor acestora sunt dintr-un carton presat foarte calitativ. Vi le arăt așa, sunt groase, sunt frumoase, sunt micuțe și practice, zic eu. Apoi aici avem un pachet cu asemenea cărți și ele sunt calitative, sunt destul de groase și alunecă super ușor în mână. Sunt foarte, foarte plăcute la atingere. Și apoi mai avem aici un pachet de cărți care bănuiesc că este la fel compus din clădiri, acoperișuri, terase și așa mai departe. Și ele sunt tot așa pe ambele părți. Foarte tare. Și aici în pachetel mai avem o legătură din aceasta de bănuți. Avem de $1 cei galbeni, $5 sau, mă rog, sunt upcoin, și 10. Deci 1, 5 și 10. Bănuții sunt din hârtie clasică, puțin mai grosuță totuși. Deci nu sunt chiar ca și o foaie de hârtie, sunt o idee mai grosuți. Ok, și cam atât. Aici în rest, după cum puteți vedea, avem doar un insert din acesta, care nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu care e treaba cu el, puteți vedea și voi că pe interior este destul de avariat, deși sunt curioasă cum s-a putut întâmpla asta, având în vedere că celelalte componente sunt intacte și nu numai, cutia jocului a venit în perfectă stare, pot să spun. După cum ați văzut și voi, uitați, nu are semnalat nicio lovitură, absolut nimic. Bun, dragilor, acesta a fost unboxing-ul jocului Uptown. Sunt puțin dezamăgită, trebuie să recunosc, pentru că jocul nu vine în limba română așa cum aveau ei semnalat pe site și ca și categorie de limbă unde era încadrat jocul. Însă nu pot să zic acum că e moarte de om, asta este, mă descurc și cu partea aceasta de engleză, dar oarecum l-am cumpărat pe el neapărat, doar pentru că avea acolo specificată și limba română. Asta este, se mai întâmplă, nu e nicio supărare, mă bucur că jocul este intact, este în regulă, ați văzut și voi, are componente frumoase și cu siguranță o să ne bucurăm de el. Dragilor, acesta a fost clipul de această dată, rămâneți aproape, urmează noi clipuri și, bineînțeles, dacă v-a făcut plăcere să urmăriți și acest clip ca de fiecare dată, vă invit să apăsați butonul de like și să-mi lăsați un comentariu, de ce nu, dacă aveți joculețul sau dacă intenționați să-l cumpărați. Eu vă pupăcesc și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!